Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi este duminică, fraților. Tocmai s-a încheiat a 7-a săptămână de slăbit din programul meu Otto Slăbește. Eu deja m-am echipat, sunt gata să mă cântăresc. O să vedem împreună la sfârșitul clipului câte kilograme am. Până atunci vă las să vedeți ce am mâncat săptămâna aceasta, să vedeți absolut toate mesele. Pentru că am mâncat o grămadă de tâmpenii, am mâncat cârnați, clătite și am băut 2 litri jumătate de vin. Haideți să vedeți ce am mâncat și apoi ne vedem cu concluziile acestei săptămâni. Și începem o nouă săptămână de slăbit, fraților. Este ora 3, astăzi este luni, săptămâna 7 și înainte să plec la sală o să mănânc repede o linguriță de păstură și am strâns aici de la mine din grădină niște zmeură. Ia uite ce bine arată. Abia aștept ceva ușor așa înainte de sală. M-am trezit foarte târziu azi, m-am trezit acum 10 minute. Nu vreau să mai beau nici cafea pentru că este foarte, foarte cald, este caniculă și după cum știți eu și fumez și nu prea îmi face bine la inimă. Și acum este ora 6, am terminat sala de oră și vreau să-mi schimb un pic programul, să nu mai mănânc o singură masă pe zi, seara târziu. Deci a trecut o oră de când am terminat sala și avem aici 3 ouă cu brânză măruntă. Aici avem niște cârnați, vreo 2 roșii, aici am un pahar de vin cu apă minerală. Mi-a dat cineva de la sală un vin foarte, foarte bun. Și aici am și 2 felii de pâine neagră. Trebuie să mănânc la câteva ore după ce termin sala, maxim câteva ore, trebuie să mănânc proteină pentru masa musculară. Vreau să încep să mănânc mai multe mese pentru că am văzut că o singură masă, intermittent fasting-ul acela, nu prea mai merge. Mi se face foarte foame noaptea și am o grămadă de pofte. Și de aceea încerc să mănânc acum 3 mese pe zi, sau 2 măcar. Sunt foarte bune toate, aproape am terminat de mâncat. Vreau să vă mai zic ceva. Azi noapte a fost duminică și am mâncat pe la ora 3-4 noaptea dimineața. Am mâncat vreo 4-5 feluțe de pâine cu un pateu. Și astfel mi-am dat seama că nu prea mai e bine să țin intermittent fasting, pentru că deja nu mai pot să îmi țin poftele în frâu noaptea și atunci trebuie să mănânc mai mult ziua. Deci e foarte, foarte important, dacă începeți să mâncați noaptea înainte de culcare, trebuie să mâncați mai mult ziua, pentru că nu e ideal să mănânci cu o jumătate de oră înainte să adormi. Și bineînțeles, kilogramele pe care le-am slăbit au fost destul de multe și asta este un semn că am mâncat prea puțin. Sănătos este să slăbești între 0,5 kg și 1 kg, 1 kg jumătate pe săptămână. Eu am avut săptămâni în care am slăbit și 5 kg și 3 kg și asta înseamnă că mănânc prea puțin. A fost foarte bun totul și vinul și ouăle și cârnații și roșia, tot. Am mâncat și maică-mea de aici, n-am mâncat singur, dar mare parte eu am mâncat. Și aici am face niște double cei pentru diseară. Să vedem cum îi pregătește cu usturoi, face așa pane, niște cărniță zicea. S-a făcut ora 10 seara și am aici niște rondele de dovlecel pane cu usturoi și o bucată de friptură de porc, slab așa, fără grăsime. Chiar mi-era poftă de ceva dulce și au venit la fix clătitele astea de la mătușica mea. Uite ce bine arată și sunt cu gem de caise. E ora 11 de dimineață, m-am trezit mult mai devreme astăzi și mănânc 2 ringurițe de polen și maica mea tocmai a terminat o ciorbă de pui. Ia să vedem cu ce e ciorba asta. Ah, cu dovlecel. E proaspăt acum, caldă și n-am putut să rezist. Vreau să mănânc și o porție din asta până spre la sala la 3. Și aici avem fructe, cireșe și un ceai. Și s-a făcut ora 8 seara, am avut un antrenament super bun. Am aici o salată de roșii, castrave și ceapă. Aici avem niște friptură, crechetul de porc, cotle din ăla, fără grăsime. Ia să vedem. 2 bucăți și un pic. Și aici avem cartofi cu dovlecei la cuptor, văd. Ia să luăm așa. 2 palete din astea. Și cam asta este masa. Proteină, carne și multe legume. Nu prea mi-e foame, dar trebuie să mănânc tot, pentru că am observat că aseară n-am mai mâncat absolut nimic. Am adormit pe la 2-3 noaptea și am mai băut decât un singur pahar de vin. Deci am băut 2 pahare de vin ieri și am adormit foarte bine și chiar m-am odihnit foarte bine. Însă să știți că și vinul are calorii, așa că trebuie să bem în moderație. Sper să nu mă saboteze până duminică. Astăzi începem ziua cu un ceai pe care îl voi îndulci cu
ghimbir în miere de salcâm, ghimbir macerat. Este foarte bun pentru sănătate și va da și energie, pentru că după aia voi pleca la sală. Și pe lângă ceaiul acela voi mânca și două lingurițe de păstură, pâine albinelor, pentru că are foarte multă proteină și îmi va ține foarte bine de foame. Până când voi veni de la sală, este foarte, foarte bună. Am văzut că este extraordinară și pentru stomac și pentru acidul gastric, pentru că eu am o gastrită. Mai vin de la sală și o să mă duc acum să mănânc, dar vreau să vă arăt ceva, pentru că m-am pus pe cântar. Ia-ți-am și pantalonii pe mine. Super, 19 kg. Fantastic! 2 kg de duminică. Ok, și acum să vă arăt ce mănânc. Prima masă mai consistentă, așa, este o ciorbiță de pui. Aici e o pulpă de pui cu dovlecel, mă rog, și paste din astea făinoase. Foarte bună ciorba, am mâncat și pielea, dar nu am mâncat pâinea. Momentan sunt sătul, mi-ajunge, iar referitor la kilogramele, este așa puține, că am slăbit 2 kg, cred că sunt un pic deshidratat. Și mă voi hidrata acum cu vin. Mi-am pus un pahar din ăsta mare de 400 ml. Nu sunt un mare băutor, vin mă cumpăr foarte rar din magazin și probabil că după ce voi termina sticla asta nu o să mai beau, dar pentru că o am în casă, pentru că am primit-o și pentru că este atât de bun, nu am cum să mă abțin și probabil că o să beau cât un pahar, două în fiecare seară. Am văzut că mă ajută foarte mult și la somn, mă odihnesc mult mai bine. Azi noapte am dormit 10 ore. Și la masă de la 10 seara am aici foarte multă carne, piept de pui, cred că am 300 de grame, și multe legume, roșii, castraveți și ceapă. O salată mare. Este ora 2 astăzi, abia m-am trezit și am aici două căni cu ceai, pentru că este foarte cald și ceaiul este bun atunci când este cald. Afară te ajută să transpiri și să-ți egalezi așa temperatura corpului. Și bineînțeles trebuie să mă și hidratez, pentru că după aia o să mă duc la sală și am nevoie de multe lichide. O să transpir foarte mult. Mai am și două comenzi de dus astăzi în oraș cu miere, deci o să am ceva de alergat. Până să plec la sală voi mânca niște pepene, pentru că afară este foarte cald și pepenele are foarte multă apă și este și dulce. Mă va ajuta la antrenament. Aici am cumpărat niște linte să-mi facă maică-mea mâine. Trebuie să o lăsăm la înmuiat ca pe fasole. Mi-a scris un băiat un comentariu cu o rețetă de linte. Uitați, aici este recomandat să stea circa 12 ore la înmuiat, adică peste noapte. Așa că îi mulțumesc foarte mult pentru sfat, pentru rețetă. Uitați ce valori bune are linte. Are 303 calorii pe 100 de grame și 25 de grame de proteină și 14 grame de fibră. Valori foarte, foarte bune. Am venit de la sală și după pepenele la mi-e o foame de crăp. N-am mâncat nimic de la 2, de când am mâncat pepenele, tot ciorbiță ca și ieri. Și la felul 2 am varză. Varza la fel este foarte bună pentru slăbit și ciorba este bună pentru că are puține calorii. Și varza asta e făcută cu ceafă de porc. Foarte multă carne mi-a pus, că știe că îmi place carnea. Poftă bună tuturor, vă doresc! S-a făcut 11 seara și mi-am pus așa un castron de pepene. E un castron destul de mare, dar mi-e foarte sete și are puține calorii. Și aici avem mâncărica de linte. Ia uitați cum arată. Am gustat-o, e super bună. Chiar se seamănă cu fasolea la gust și cu mazăre, așa. Deci e o combinație între. Să-mi pun acum vreo 2-3 prunce să mănânc. Ce mai bun mici? Mamă cum arată! Acum o să mănânc 5 mici cu muștar, ketchup și 3 filuțe de pâine și voi bea și o bere din asta. Ce poftă mi-e dat. Săptămâna asta chiar pot să spun că mi-am făcut poftele. Foarte buni mici ăștia și foarte suculenți. Sunați de la Diana, e o carmangerie de aici, locală, din Vâlcea. Ia uite, mă, naiba de muscă. Vreau să-mi intre aici în mâncare. În minunăția asta de mici. Da, chiar sunt fericit că mi-am făcut toate poftele. Acum să vedem dacă voi slăbi. Ok, haide să vedem câte kilograme am. Acum, după 7 săptămâni de dietă, de slăbit. Și... wow, am scăzut sub 120. 119,3. Wow, super tare. Haideți că am scris și aici pe hârtia mea, vedeți, în săptămâna 7,
119,3 kg. Am plecat de la 130,5 kg. Dacă vreți să vedeți tot parcursul meu, uitați-vă pe acest canal pentru că veți vedea toate săptămânile în detaliu cu toate mestele. În total am slăbit 11,2 kg. 11 kg, rotunjim așa. Vedeți, săptămâna asta am slăbit foarte, foarte mult. Am slăbit 1,7 kg. E enorm. Și am zis că trebuie să slăbesc mai puțin, să slăbesc în jur de 1 kg pe zi, pentru că nu e bine să te înfometești și să mănânci foarte puțin, însă eu am mâncat destul de mult săptămâna asta, ați văzut, am mâncat și cârnați, am mâncat cam tot ce am avut eu, poftă. Nu mi s-a părut că am mâncat așa de puțin, nu mi-a mai fost atât de foame noaptea, a fost super ok. Însă am tras foarte tare la antrenamente, am băgat foarte bine la sală, am fost de 4 ori și am tras super tare, am transpirat foarte, foarte tare. Încă din primele minute transpiram și se pare că antrenamentele astea m-au dus într-un deficit caloric destul de mare, de am slăbit 1,7 kg. Dacă slăbesc atât de mult în a 7-a săptămână, înseamnă că am mâncat foarte puțin săptămâna aceasta. Trebuie să mănânc mai mult. Mi-am făcut poftele săptămâna aceasta, am mâncat mai relaxat așa, am mâncat mai ok. N-am mai fost atât de strict, ați văzut, am mâncat și cârnați, am băut și vin, am mâncat și clătite, a fost foarte... foarte tare săptămâna asta, nu prea mai resimțit foamea. Am observat că atunci când este foarte cald, nu prea mai am poftă de mâncare, îmi dispare apetitul ăsta. Iar săptămâna aceasta a fost foarte, foarte călduroasă. Este mult mai ușor să slăbiți vara, credeți-mă. Eu am văzut asta pe propria piele, am slăbit de atâtea ori în trecut. Cred că am slăbit de 6-7 ori câte 20-30 de kilograme și odată 50 de kilograme. Aș vrea și acum să reușesc să ajung la performanța de acum 7 ani, să slăbesc 50 de kilograme, însă mai am foarte, foarte mult de slăbit. Eu trebuie să ajung la 96 de kilograme ca să fie 50 de kilograme slăbite. Deci mai am foarte mult de slăbit, însă cu ajutorul vostru voi reuși, sunt convins că voi reuși să ajung la 96 de kilograme, adică să slăbesc 50 de kilograme, pentru că voi mă motivați foarte tare cu comentariile, cu like-urile. Așa că v-aș rămâne recunoscător dacă ați apăsat pe butonul de like, dacă mi-ați lăsat un comentariu. Am văzut că nu prea mai primit așa multe comentarii față de alte săptămâni, față de alte clipuri. Voi citi imediat toate comentariile pe care le-am avut la clipul de săptămâna trecută, din săptămâna 6. Bun, acum haideți să citim comentariile de săptămâna trecută de la clipul am slăbit 10 kg, dieta vegană, toate mesele, săptămâna 6. Avem puține comentarii aici. Cătălin VLT îmi spune respect, bro. Mulțumesc frumos, frate, e un băiat, am făcut și un live cu el, e un băiat super tare, super ambițios. Natalia Ile mă întreabă cum te cheamă, Octavian este numele meu, dar toată lumea spune Otto, de când eram mic. Sorin, pastele alea nu au ou? M-am uitat pe etichetă, nu au ou, conțin decât griji de grâu dur și apă, însă am văzut că pe etichetă scrie poate conține urme de ou. Acum, nu știu ce să zic, dacă au sau nu au ou. Eu cred că nu au, pentru că sunt paste și chiar dacă ar avea, nu este nicio problemă, pentru că nu vreau să devin vegan. Și mi-a lăsat cineva un comentariu super interesant. Ați văzut, am făcut rețeta care mi-a zis-o. Haideți să vă citesc imediat comentariu. Watermelon 81. Încearcă și mâncarea de linte, gen tot o ceapă, o tragem puțin ulei de măsline, stingi cu bulion, o roșii tocate, o lingură de boia, cimbrișor. Sper lintea și o adaugi peste sos. Adaugi apă și o las să scadă la foc mic, plină de proteine și fibre. I-am mulțumit frumos pentru rețetă și i-am zis că o să încerc. Chiar am încercat-o, a fost foarte bună. Vineri am mâncat, a făcut maica mea, a fost foarte, foarte bună. Are gustul undeva așa asemănător cu fasolea, însă duce și spre mazăre. Deci e o combinație așa între mazăre și fasole, cel puțin așa mi s-a părut. Este super tare și are niște valori extraordinare. Mulțumesc foarte mult, Watermelon81, pentru comentariul tău și pentru pontul pe care mi l-ai dat. Nici mai că mai n-am mai făcut niciodată rețeta asta de linte, n-am mai gătit niciodată linte. I-am arătat rețeta care mi-ai scris-o tu, i-am zis se face ca fasolea. A făcut-o, a ieșit extraordinar de bună. Dacă mai aveți și alte sugestii și alte rețete pentru mine, vă rog să mi le lăsați în secțiunea de comentarii. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să bușiți butonul de like-uri pentru că mă ajută foarte mult și să vă abonați la acest canal pentru că vreau să duc perioada asta de slăbire foarte mult timp, să slăbesc 50 de kilograme, mai am foarte mult până ajung acolo, dar sunt convins că dacă sunteți alături de mine și mă susțineți și îmi lăsați mesaje și comentarii și văd că și canalul acesta o să crească, o să mă ambiționez mult mai tare și o să ajungem la greutatea la care îmi doresc să ajung. Sper că v-am motivat și pe voi să mâncați mai sănătos.
Ați văzut exact ce mănânc, în fiecare clip, în fiecare duminică vă arăt toate mesele, pentru că mâncarea reprezintă, cred că 80%, 90% din perioada de slăbire. Este foarte important ceea ce mâncați și cât mâncați, numai astfel veți putea slăbi. Am mai văzut niște vloguri la niște străini care sunt profesioniști și spuneau că antrenamentele cu fiare, antrenamentele în sală nu te ajută să slăbești decât 200-300 de grame într-o oră, 200-300 de calorii, pardon, deci 200-300 de calorii într-o oră de sală. Ceea ce este foarte puțin, vă dați seama că mâncarea reprezintă cel puțin 80% dintr-o dietă de slăbire. Iar eu pe canalul acesta vă prezint exact tot ceea ce mănânc pentru a vă inspira și pe voi, pentru a vedea exact ce mănânc. Asta este cel mai important pentru a slăbi, caloriile care intră versus caloriile care ies, pentru că altfel poți să te antrenezi tu și 3 ore pe zi dacă mănânci foarte mult, te vei îngrășa, nu vei slăbi, te vei chinui degeaba să faci atâta mișcare. Deci foarte, foarte importantă este dieta, alimentația. Iar eu vă prezint absolut tot ce mănânc eu pentru a slăbi. Până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole, pentru că sunt extraordinare pentru corpurile voastre. Eu sunt Otto, v-am pupat, ceau!